E dragă, Randy, bine ai venit! Bine v-am găsit! Noi v-am obișnuit să discutăm cu femei despre felul în care se îngrijesc, dar cu maleșele care au 30 plus. Astăzi a venit rândul unui bărbat superb să ne spună ce face pentru a arăta atât de bine. Nu mai mănâncă cartofi prăjiți? Cred că mă umfli un pic cam mult, dar... Păi stai puțin, câți ani ai? 30 nu-mi fac anul ăsta. Păi nu te umflu, ești foarte bine. Îți mai amintești ce mâncai în copilărie de acum 30 ceva de ani? Am eu memoria proastă de tot. N-au dispărut toate lucrurile de acolo. Mâncam o dată la două zile cartofi prăjiți cu ou și am pornit cu un ou cu cartofi prăjiți când eram mic și când am devenit flăcău, am trecut la următorul nivel, două cu cartofi prăjiți. N-am ajuns la trei ou cu cartofi prăjiți, dar probabil că dacă aș fi stat acasă după 20 de ani, îmi permiteam și luxul. Eu sunt absolut convinsă că ne place tuturor această discuție, mai ales că naște așa... O plăcere ieșită din comun când vorbim și o nostalgie când vorbim despre mâncare, numai că altceva voiam să vorbesc cu tine astăzi. Mie mi se pare că femeia înflorește până la o anumită vârstă, după care parcă ea înapoi. La bărbați mi se pare că e un pic diferit. Este diferit pentru că adică de ce beneficiem de mai mult testosteron. Da, din păcate, da. Genetic cred că beneficiem noi de mai mult testosteron și cred că bărbatul grizonat are și o alură de... Mai bine, ca să zic așa. Tu nu ai nici măcar două fire de păr albe. A, mai multe, dar nu asta e important. Da, într-adevăr, cred că ne întreține mai bine decât femeile. Cu toate că suntem mai stresați de-a lungul vieții. Adică statisticile arată că murim înaintea voastră. Da, uite, spre exemplu, dacă vezi un bărbat care are ceva burtică, nu prea merge la sală, dar e amuzant și haios, cumva nu-l ceartă nimeni. Dacă vezi o femeie trecută de 30 și ceva, cu burtică, cu... sau chiar și netrecută, să zic așa, da. Și cu niște riduri pe față, chiar dacă e amuzantă, societatea nu prea acceptă. Ți se pare că sunteți... În societatea mea, microsocietatea mea, am acceptat tot felul de oameni, să știi. Da? N-am exclus, dar, într-adevăr, nu e plăcut vederii să vezi niciun bărbat, dar mai ales, din păcate... Iată! Dar nici o femeie cu burtă. Mi se pare ceva nefiresc, efectiv, când vezi o femeie cu burtă. Probabil că ne-am obișnuit să vedem mai mult bărbați cu burtă. Tu de când ai și început? Să acceptăm, da. Tu de când ai început să ai așa grijă de tine și să fii conștient că trebuie să îți acorzi o atenție specială? De prin liceu, cred că da? Am început. Făcând ce? Ce făceai atunci? Făceam sport, că altfel altceva nu-mi permiteam. Nu-mi permiteam să-mi iau creme. Nici nu cred că ai nevoie de creme pe la 18 ani. Dar am început să mă interesez cum e cu mâncarea sănătoasă. De atunci? Da. Da, pentru că vedeam în jurul meu oameni care se expandează, ca să zic așa, și nu-mi doream să ajung așa. Și accesul la informații deja era pe net. Și e simplă treaba acum. Deja 20 de ani făceai sport? Mhm. Nu știu, a eliminat anumite alimente sau... Aveam, oricum, făceam sport cu intermitențe, ca să zic așa. Adică făceam 3 luni, cum face majoritatea. Făceam 3 luni, 6 luni, mai stăteam pe acasă, mai băgam un serial, mai... Dar de pe la 25-26 am început să fac aproape zilnic, pentru că am decis că așa e bine. Pentru tine? Pentru mine și am intrat și într-un ritm așa de viață. Am simțit eu că nu prea în momentul în care am renunțat la carne, am început să am mai multă energie și nu simțeam că am nevoie de pauze. Că majoritatea antrenorilor spun să-ți iei o zi pauză, să-ți iei două zile pauză, dar dacă nu simt că am nevoie de pauze, fac în fiecare zi. Înțeleg că acum ești vegetarian sau? Nu știu cum se numește. Lactopesco, da. Ce mănânci? Ai zine ce mănânci? Nu mai bine ce nu mai mănânci? Păi nu mai mănânc prăjeală, mănânc puțină pâine. Deloc, nu mai mănânc... sau, nu știu, o dată pe săptămână sau cum? Da, cam în față o salată de vinete, cu ce să mănânc? Bag o pâine acolo. Nu mai mănânc această carne atât de controversată, în afară de pește și fructe de mare, la care încă nu pot să renunț. De ce ai face-o? Pentru că știi că se plin de mercur, de o rămadă de chestii. Okay. Nu e bine să abuzezi de nimic oricum, nici de apă. Dacă bei prea mult, nu e bine sănătos. Așa. Bun. Da. Deci carne nu mai mănânci? Așa, nu mai încerc să nu mai mănânc. Mi-am propus că o dată, nu, de două ori pe săptămână să mănânc ouă. Câte? Câte două. Bun. Modest. Și să renunț și la brânză. Lapte oricum nu beau, că n-am, am fost intolerant. Și nici brânză, da, că nu e cea mai sănătoasă. Oricum, acum găsiți niște variante de brânză vegană care sunt foarte bune. Și foarte apropiate ca gust, așa-i?
Da. Dar tu spuneai că faci foarte mult sală și se și vede. De regulă, antrenorii recomandă proteină. Pentru da, asta, știi? Ador această întrebare. De unde-ți mai e proteina? Vegetală? Vaca, de unde o ia? De la piață. Nu paște, în fiecare zi noi luăm proteine la mâna a doua din animale, că animalele alea mănâncă iarbă. Deci e din legume. Humus, o grămadă de chestii, dar mănânc și pește. Bun, dar în clipa în care tu ai hotărât să renunți la ai făcut, nu știu, te-ai informat corect astfel încât să nu ai carențe? Ai că reușești să echilibrezi din ciuperci, humus și ce mai mănânci tu? Da, să știi că n-am probleme cu energia, nici cu vitamine și până la urmă, oricum, să știi că toți avem carențe, că nu poți să mănânci un sac de, nu știu, baby spanac ca să ții tot ce ai nevoie. Și atunci mai suplimentez cu niște chestii. De curând am descoperit, mă rog, niște oameni care fac niște vitamine foarte, foarte performante de prin Noua Zeelandă. Okay. Le comanzi, vin în 3 zile, nu cred că vin din Noua Zeelandă. Și ai acolo toate vitaminele pe care ți le poți imagina. Mm-hmm. Ți se pare că și tenul tău arată mai bine de când nu mai mănânci carne? Am și renunțat la o vârstă destul de mică. Ca să-ți dai seama, da. Și nu prea mai dau seama, dar lumea mă acuză de injecții în față, de tot felul de chestii. Da, de da, astea. O cremă folos? Sau ți-ai făcut injecții o în față? O cremă n-am făcut. Mi se pare un pic horror acum, dar când o să mai prind curaj și chiar o să am nevoie, probabil că... Dar până acum n-ai făcut? N-am făcut nimic. Folosesc ulei de cocos și cam atât. Pentru hidratare? Adică unt, ulei, nu știu cum vrea să-i zică lumea. Cum? Te dai pur și simplu? Mă, da, de sus până seara? Jos. După fiecare baie, da, în general fac. Și pe față? Odată pe, și pe față, da. Atât? Știi care e faza? Că un ten gras face riduri mai greu. Eu prefer să am un ten mai gras decât unul uscat. Și atunci de ulei, nenică. Da, tata, da. Nu uscă de sus până jos, e big blană, big cocos, sus, da. Auzi, grija mea e să nu fac riduri la burtă, de-aia. Și te-am auzit că burta mai grasă și dai, face riduri mai greu. Pe același principiu, da. Da. Încerc să mă cred că ai dreptate, da. Dar la cosmetică mergi sau la masaj? Băi, foarte rar. Mereu îmi spun că merit și eu un masaj, măcar pe săptămână, dar fac unul la un an. Manipedi? Manipedi? Manicură, pedicură. Haide, mă. Te întreb sincer, știu, ce ți se pare așa? Știu, dar puteți să ne tăiem unghiile, ce e asta? Plus că eu știi cum sunt, am o unghieră într-un minut, și nu exagerez, într-un minut ăstea sunt gata. Nu, da, ai zis-o de parcă, n-a zis-o omul care își dă cu ulei de cocos în fiecare zi. Păi da, mă, da, sunt lucruri pe care pot să le fac eu. Mă duc jumătate de oră până la manipedi, mai pierd o oră acolo, stau cu mâinile în apa aia. Ești zgârcit. Cu timpul meu, da, sunt foarte zgârcit. Nu vreau să pierd vreme. Manipedi, ce e asta? Cine se uită la unghiile mele de la picioare? Iubita ta! Când o veni, nu dar cred că o să zic că acți au crescut degetele de la picioare. Tu te uiți la unghiile ei? Da, mă, dar ea trebuie să aibă unghii frumoase, să, cu colțurile alea tăiate. La noi nu contează chestiile astea. Dar cum adică? Ba, contează, spun trebuie eu. Să existe diferențe între noi. La unghii? La unghii? Să înceapă de la unghiile, de la picioare, în primul rând. Nu, mă, nu, hai pe bune acum, să ne dăm cu lacul, ce e asta? E, na. Am înțeles, deci nu, n-ai asta, nu? Dar uite, pentru că tu ești un tip, nu exagerat de atent, dar înțeleg că acorzi atenție detaliilor, da? Când vine vorba de sănătatea ta și felul în care arăți, cât de pretențios ești la cum arată o femeie și la cât de atentă este ea la ea? Păi cam cât de pretențios e fiecare bărbat, cred. Nu mă uit la gleznă și la genunchi dacă mă întreb, n-am treabă cu asta, să aibă gleznă aia. Nu? Nu sunt atât de poet, nu, dar... Dar celulită, vedeturi, le vezi? Să... Celulită? Mă doare un pic sufletul ăla când văd celulită, da. Și... Ia, așa, mă scoate un pic din casă, știi ce zic? Eu am văzut dacă vrei să crezi la mine un pic aici, am observat o chestie. Nu, fix asta nu voiam să mai știu despre tine. Eu nu cred că noi avem celulită pe acolo, noi avem vergeturi mai mult, știi? E o chestie, da, nu știu. Da, celulită fac mai mult femeile. Din păcate pentru el și fericire pentru noi. Da, dacă e amuzantă cum era, cum ai stat de la mai devreme. Nu, asta e ideea, mie mi se pare că e ceva atât de normal. Adică hai să normalizăm și celulita, hai să normalizăm și burta și... Bine, depinde contextul și circumstanța, nu? Dacă e amuzantă și are celulită, stăm la o masă și râdem împreună. Dar nu faci iubita ta. Băi, acum mă strângi cu ușa. Băi, mi-ar plăcea ca iubita mea să fie ca mine. Uh-huh. Pentru că lucrurile care sunt în comun te și unesc mai mult. Corect, și atunci corect. Mi-ar plăcea să fie fit, că na, și dar eu. Dar tu acum ai o iubită? Nu. Nu.
N-a găsit pe aia fit așa. N-a găsit, numai fete amuzante, atât. Da, da. Și cu celulită. Nu mai așa, dar bine. Na, e altă discuție, altă abordare. De acord. Dar mi-ar plăcea să... Ca toată lumea să fie fit, pentru că să fii fit înseamnă să fii și mai sănătos. Să fii sănătos, să fii sănătos. Să știi că și eu am început de aseară să merg la sală. De aseară să mergi la sală? Da, are deja 6 ore de când s-a apucat de sală, 8, câte să... Știi cum omul care se duce o dată și se laudă peste tot așa, ia de la... Deci nu de luni, de marți seară e acum, mă apuc de marți seară de sală. Mi-a spus mie, nu mai știu cine, dar om important, că nu e bine să te apuci de luni. Că sunt mai multe șanse să renunți. Dar când e bine să te lași, de la miercuri? Sau care e? Miercuri. Vedem pe parcursul săptămânii astea. De marți, foarte interesant. Zine puțin cu proiectele muzicale. Păi am, probabil că de dincolo de Marte ați mai auzit. Am scos o piesă cu Fady, o piesă pe care ne doream să o facem mult împreună, dar nu o găsisem. Și am făcut-o în pandemie, în momentul în care ei în Australia, el fiind din Australia, n-aș fi zis, ca o paranteză, era un lockdown. Deci depărtarea nu mai e o problemă în era internetului, doamnelor. Tu ai făcut piesă cu Fady să-ți aducă vitaminele alea din Noua Zeelandă. Exact. E mai aproape. Îi le pune la pachet odată, la 3 zile. Bine, într-o plasă de aia de... Cu niște tracuri. Știi? Da, a tras vocile acolo, a tras și partea lui de clip acolo, cu specificațiile și indicațiile pe care i le-am dat. Și a ieșit în un clip chiar unitar și o piesă la fel. Și de succes, pentru că deja suntem niște topuri în Bulgaria, în Ucraina și sperăm să se ducă și în Rusia. Și de acolo, limita și de e acolo, cerul. Da, exact. Vă duceți rachetă, cum s-ar spune. Dacă da. Sunteți în topurile din Ucraina, sunteți foarte aproape să intrați și în topurile din Rusia. Da, bine, acum la cum se simpatizează ei, acolo. Nu știu ce să zic exact. Sunt orgolioși. Ce mă, te ascultă ăștia, Randy? Noi nu mai ascultăm. Să sperăm că nu gândesc așa, că altfel... Da. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Ce faceți la sală? Că eu am făcut picioare și am făcut, n-am avut somn. În mod normal aș fi venit de la emisiune. Dar m-am sculat la 9 și am băgat, ca să mă exprim ca ăia, un triceps. Scută-te, bale, nu, să vreau și eu doar să întreb. Da. Cu cât împingi la piept? Băi, să știi că greutatea nu e principalul meu obiectiv, dar fac cu 80 maxim. Ușurință. Nu vreau să mă subțire, forțez. Subțire. Mai, atenție, vă las să știu, Șurubel, că ești foarte preocupat, că știți, îți place mult sala, am înțeles, dar vreau mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi.